Puțin peste jumătate din cei peste 2400 de absolvenți ai claselor a 8-a din județul Giurgiu au reușit să treacă de evaluarea națională. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Educației, Giurgiu ocupă din nou ultimul loc din țară cu un procent de numai 55,10%. Peste 100 din cei 2400 de elevi înscriși la examen au lipsit la cel puțin una dintre probe. Puțin peste 1000 au obținut medii peste 5. Nu a existat nicio medie de 10, iar cea mai mare medie a fost de 9,87, obținută de o elevă a școlii numărul 7. Cele mai mari medii la nivel național au fost obținute în Brăila, 89,2%, Cluj, 88,9%, municipiul București, 87,2%, Prahova, 85,9% și Galați, 81,9%. Rate scăzute de medii peste 5 se înregistrează în județele Giurgiu, 55,10%, Telorman, 60%, Mehedin și Călăraș, ambele cu 64,9%. 55,10% dintre candidații care au participat la examenul de evaluare națională de clasa a 8-a au obținut medii mai mari sau egale cu 5. S-au depus contestații în data de 1 iulie, când s-au afișat rezultatele. Acestea au fost în număr de 161 la limba și literatura română și 108 la matematică. Rezultatele finale, cele de după contestații, se vor afișa pe parcursul zilei de 5 iulie la unitățile școlare la care elevii au susținut examenul. În perioada 8-12 iulie, părinții și elevii pot completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, iar pe 19 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 8-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2016-2017.